Procurorii DNA susțin că primarul sectorului 3, Robert Negoiță, ar fi aprobat în mod ilegal emiterea unei autorizații de intrare în legalitate în cazul acestui bloc. Are 10 etaje și este amplasat pe strada Matei Basarab din sectorul 3. Inițial, blocul a avut o autorizație de construire pentru 7 nivele, însă, după cum puteți vedea, are 10 etaje. Ulterior, dezvoltatorul a solicitat și a obținut de la primăria sectorului 3 autorizație de intrare în legalitate, despre care procurorii DNA spun că ar fi fost acordată ilegal. Robert Negoiță se disculpă, spune că nu-l cunoaște pe dezvoltator și că a semnat ca primarul, deși nu se pricepe la urbanism. Nici pentru mine, nici pentru ceilalți nu există această suspiciune de doare sau luare de foloase necuvenite, ci pur și simplu autorizația, vezi, doamne, este folos necuvenit. Este de cascadorii râsului, n-am ce să comentez. Acea autorizație însă a fost inițial anulată în instanță, chiar la cererea primăriei, pentru că nu se respecta cutul. Acesta a fost motivul pentru care acea prima autorizație a fost anulată. Ulterior, pentru că blocul fusese construit și recepționat, a existat în baza legii această posibilitate de intrare în legalitate, lucru care a fost făcut ulterior. Primarul Robert Negoiță este urmărit penal pentru abuz în serviciu. Alături de el sunt anchetați și arhitecții și secretarii primăriei. Edilul sectorului nu este la primul dosar penal. În vara anului trecut, el a fost trimis în judecată și în dosarul Rosal cu un prejudiciu de peste 100 de milioane de euro.